Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Frate Corneliu, sora Armina, mesajul zilei de astăzi pentru voi confirmă faptul că Dumnezeu binecuvintează nevoile și dorințele, visele oamenilor. Dumnezeu să fie binecuvântat. Probabil că v-ați gândit în ultimii ani mult la ziua aceasta și ea este realitate, pentru că Dumnezeu vă iubește și a pregătit-o pentru voi ca o manifestare a dragostei Lui. În această zi frumoasă a nunții voastre, când sunteți înconjurați de cei dragi și mai presus de orice învăluiți de bunătatea Lui Dumnezeu, când priviți la perspectiva care este viitorul vostru, aveți în inimă sentimentul de recunoștință față de Domnul care v-a purtat de grijă, care v-a pus împreună pe amândoi și care v-a condus peste toate barierele vieții, peste toate barierele relației voastre de prietenie, până astăzi, în ziua anunții, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Alături de fratele Marius, care a rostit cuvântul pentru voi, aș vrea și eu să spun un cuvânt de predică, pentru că ați venit înaintea Domnului să vă binecuvinteze și Dumnezeu îi binecuvintează pe oameni în multe feluri. Dragi frați și surori, indiferent că sunteți sau nu căsătoriți, asistăm la un genocid împotriva familiei, la o desacralizare masivă a instituției divine, lucru care ne face să ne gândim cât de reală a fost promisiunea lui Dumnezeu că va binecuvânta familia, lucru care ne face să ne întrebăm cât de funcțională este instituția lui Dumnezeu numită familia. Îi privim pe oameni care sunt sceptici față de succesul formulei familie, motiv pentru care încearcă să o înlocuiască cu aventură, concubinaj, schimb de parteneri după plăcere, pentru că familia în generația noastră nu mai funcționează. Se ridică o uriașă întrebare la care probabil că fiecare răspunde în felul lui. De ce? De ce familia nu mai este privită de oameni ca o soluție de succes, ca o formulă funcțională? De ce oamenii aleg alte metode și resping formula divină inițială, familia? De ce se tem tinerii să se căsătorească și folosesc căsătoria de probă? Ce vor să încerce? De ce trăiesc în concubinaj? De ce își schimbă partenerul? Dacă Dumnezeu a așezat viața în jurul familiei și în contextul familiei, de ce oamenii nu înțeleg asta? Secolul 21 este martorul unei tehnologii fără precedent. Știința a ajuns aproape la apogeu și în ciuda acestor descoperiri care ne ușurează viața, ne confruntăm cu un mare faliment, viața de familie. Nu mă refer la viața de familie a oamenilor credincioși, ci mă refer la viața de familie a contemporanilor noștri, a oamenilor cu care lucrăm și trăim, a oamenilor cu care stăm în linie la magazin să ne plătim lucrurile pe care le cumpărăm. Predica mea este o întrebare și probabil un răspuns. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Dumnezeu binecuvintează familia așa cum a binecuvântat-o la început. În momentul în care membrii familiei îl ascultă pe Dumnezeu așa cum l-au ascultat la început. Legământul dintre Dumnezeu și om unește binecuvântarea divină cu ascultarea umană. Dacă omul nu mai vrea să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu nu mai vrea să-l binecuvinteze. Dumnezeu nu vinde binecuvântare, o oferă în dragoste de Tată și Creator. Dar când este dezonorat și așezat pe locul 2 sau pe alt loc, Dumnezeu nu mai binecuvintează, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu a investit în ființa umană. Dumnezeu a creat cu drag, a pus chipul său în om și a crezut că omul va respecta, îl va iubi și îl va urma, dar omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și aleargă după nimic. Familia este așa astăzi,
Pentru că oamenii nu sunt împăcați cu Dumnezeu, trăim cu El într-o stare de vrășmășie, în neștiință și în necredință, în neștiință și în necredință. Și în al doilea rând, normele care guvernează familia sunt altele decât poruncile inițiale ale lui Dumnezeu de la început. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Da. Când Dumnezeu binecuvintează familia? Dumnezeu binecuvintează familia când familia se raportează corect la Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează familia când familia se raportează în mod corect la Dumnezeu. Adică se raportează prin relație, nu prin religie. Cei mai mulți dintre contemporanii noștri se raportează la Dumnezeu prin religie. Religia însemnând un set de tradiții și norme prin care oamenii vizitează biserica de 2-3 ori pe an, practică anumite ritualuri de câteva ori pe an, își plătesc datoria față de biserică cel puțin o dată pe an și cu asta se simt liberi îndatorându-L pe Dumnezeu să-i binecuvinteze în fiecare zi. Relație cu Dumnezeu înseamnă să-L cunoști pe El, nu doar biserica, să-L cunoști pe El, nu doar despre El. Relație spirituală, personală cu Dumnezeu înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și să-L urmezi pe Dumnezeu. Să știi cine este Dumnezeu și să vorbești cu El. Să vorbești cu El prin practica rugăciunii și să-L ascult când îți vorbește prin practica citirii cuvântului. Relație cu Dumnezeu înseamnă să fii binecuvântat. Relație spirituală și personală, nu religie. Oamenii sunt extrem de religioși. Unii sunt religioși în religia islamică, alții sunt religioși în religia budistă, hindusă, alții în religia ateistă. Dar relația cu Dumnezeu, relația spirituală, personală, te pune în fața lui Dumnezeu pe care îl cunoști, în fața căruia te închini, pe care îl urmezi cu reverență și cu respect. Atunci binecuvintează Dumnezeu. Când oamenii au o relație corectă cu El, când oamenii au o relație reală cu El, când oamenii au o relație spirituală permanentă cu El. Corneliu, Armina, puteți fi foarte religioși în viața voastră. Puteți aveți o grămadă de forme și tradiții prin care să vă manifestați religia, dar ea va fi doar în relație cu biserica, niciodată în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de formele voastre. Dumnezeu are nevoie de voi. Voi nu ați avut nevoie de formele Lui. Voi ați avut nevoie de El. Și El s-a ținut de cuvânt și va onora cu prezența Lui. Țineți-vă și voi de cuvânt și onorați-L nu cu formele voastre din care sunteți absenți, ci onorați-L cu viața voastră, cu prezența voastră reală, conștientă. În felul acesta Dumnezeu se va întoarce și onorat de atitudinea voastră, onorat de căutarea voastră, vă va binecuvânta. Nu are nicio importanță ce se va întâmpla în viitor. Singurul lucru de care depinde fericirea voastră este prezența și binecuvântarea Lui. Nu vă temeți de viitor, temeți-vă de nebunia de a înlocui relația cu El cu o formă de religie. Mai binecuvintează Dumnezeu? Da. Când? Când omul se raportează corect la Dumnezeu prin relație spirituală, nu prin religie. 2. Când Dumnezeu se raportează corect la Satana prin împotrivire, nu prin supunere. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam și i-a dat responsabilitatea să păzească grădina. Și i-a spus, păzește și lucrează grădina. Dar Scriptura ne spune în Genesa, capitolul 3, versetul 1, că șarpele, care era mai șire decât toate fiarele câmpului, a intrat în grădină pentru că Adam n-a păzit-o. Adam a fost tolerant cu șarpele. Adam a fost permisiv cu șarpele. Adam nu și-a păzit grădina și animale din câmp au intrat în grădină și una dintre animale a fost șarpele. Una, o vietate, o se pare că nu era târătoare ca astăzi, a intrat în grădină și Adam a fost foarte permisiv și tolerant cu el. Adam nu s-a împotrivit, Adam nu s-a luptat, Adam nu a făcut din asta o prioritate, Adam s-a jucat, Adam a privit lucrurile cu nepăsare, insuficient de responsabil. Dacă vreți să fiți binecuvântați,
Trebuie să știți cine vă sunt prietenii și trebuie să știți cine vă sunt dușmanii. Dumnezeu este singurul vostru prieten. Diavolul este cel mai mare dintre dușmanii voștri. Voi trebuie să vă împotriviți lui tari în credință și el va fugi de la voi. El nu are autoritate peste voi pentru că nu poate străpunge protecția prezenței lui Dumnezeu. Dar voi trebuie să vă împotriviți și el va fugi. Dumnezeu va binecuvânta când vă veți împotrivi diavolului, nu când vă veți supune lui, nu când veți fi tolerant cu el, nu când veți avea o atitudine politicoasă și de catifea cu el, nu când vă veți subordona lui prin formele dulci ale lumii acesteia, ci când vă veți împotrivi categoric, în mod ferm și conștient. Diavolul vă va distruge dacă nu vă veți împotrivi lui. Dumnezeu binecuvintează și astăzi familia. Atunci când oamenii din familie, membrii familiei, soțul și soția, se raportează la Dumnezeu prin relație spirituală personală, nu prin forme și tradiții, și atunci când se împotrivesc categoric și permanent diavolului care e dușmanul omului și dușmanul lui Dumnezeu. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Da. Când? Când se raportează corect la Dumnezeu prin relație spirituală permanentă, nu prin religie? Doi, când se raportează corect la diavolul prin împotrivire, nu prin supunere. Trei, când se raportează corect la ei înșiși, prin mulțumire, nu prin nemulțumire. Trăim într-o lume absolut nemulțumită. Sunt nemulțumiți iarna că ninge, dar ce ați vrea să facă iarna? Sunt nemulțumiți vara că-i soare, dar ce ați vrea să fie vara? Sunt nemulțumiți primăvara că plouă, dar ce ați vrea să se întâmple primăvara? Sunt nemulțumiți noaptea că e întuneric, dar cum ați vrea să fie noaptea? Sunt nemulțumiți oamenii de toate lucrurile, pentru că inima lor este frustrată și neîmpăcată cu Dumnezeu. O inimă dezechilibrată și instabilă. Dumnezeu binecuvintează familia care se trezește dimineața și dacă plouă, spune mulțumesc, Doamne. Ploaia asta va uda pământul și din el va ieși porumb și grâu pentru stomacul meu. Flori să le miroasă soția mea. Dacă va fi zăpadă, soare sau indiferent cum va fi afară, vă spune, Doamne, mulțumim că Tu guvernezi natura pe care ai creat-o, Tu ești Dumnezeu, nu eu. Eu sunt doar un fir de praf de care ai milă. Mă întorc cu mulțumire la Tine. Dacă vreodată veți trece prin spital, să spuneți, mulțumim, Doamne, pentru suferința care ne aduce cu picioarele pe pământ și ne duce cu capul în cer. Mulțumim că ne reglezi și ne fixezi. Mulțumim că ne oferi experiențe care ne ajută, care ne înnobilează, care scoate răul din noi și care te reîntronează pe Tine, pe locul sfânt al vieții noastre, în inima noastră. Indiferent ce se va întâmpla în viață, să spuneți mulțumesc. Că un fir de păr din capul vostru nu va cădea înainte să pună Dumnezeu ștampila. Să fiți niște oameni mulțumitori față de Domnul. Și mulțumirea voastră să fie în legătură cu ce aveți, nu în legătură cu ce sunteți. De ce sunteți, de cum sunteți, de cât de pocăiți sunteți, de cât de mult vă rugați, de cât de mult citiți Biblia, de cât de mult participați la biserică, de cât de mult îți iubești soția și te supui soțului, să fiți încă nemulțumiți, că se poate mai bine. Dar față de Domnul care a făcut cerul și pământul și fără să vă fie dator cu ceva, vă binecuvintează în fiecare zi să fiți mulțumitori. Pentru că pe o astfel de familie Dumnezeu o binecuvintează. Mai binecuvintează Dumnezeu familia, da? Când? Atunci când familia se raportează corect la Dumnezeu, adică prin relație spirituală permanentă, nu prin forme de religie spontane. Atunci când se raportează corect la Satana printr-o împotrivire conștientă și fermă, nu printr-o supunere oarbă. Atunci când se raportează corect la ei înșiși printr-o stare de mulțumire, mulțumirea nu este un lucru inconștient și nici involuntar, este produsul unei stări de disciplină permanentă. Ea nu apare, nu e produsul naivității și nici al ignoranței, și este floarea minunată și extremă a unei inimi închinată Domnului, care are încredere în Dumnezeu și când plouă, și când ninge, și când trebuie să meargă la spital pentru o zi sau pentru o mie. Dumnezeu este tăria noastră, El nu ne vrea rău. El nu are pentru noi gânduri de nenorocire, ci dimpotrivă are gânduri de bine, să fim fericiți și să ne dea nădejde. Dumnezeu să fie lăudat, Dumnezeu binecuvintează familia.
Dumnezeu binecuvintează familia în al patrulea rând, atunci când familia se raportează corect la natură, prin administrare, nu prin idolatrie. Lucrurile materiale care ne înconjoară trebuie administrate pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru fericirea noastră. În această echipă între familie și Dumnezeu, Dumnezeu are rol de proprietar, iar omul are rol de administrator. Mașina care e în parcare trebuie să fie mașina lui Dumnezeu. Casa pe care, în care veți sta trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Banii pe care îi aveți în portofel, dacă mai aveți bani, trebuie să fie banii lui Dumnezeu. Suflarea din inima voastră trebuie să fie a lui Dumnezeu. Voi sunteți doar niște administratori. Să administrați cu grijă, să administrați cu înțelepciune, să administrați cu bun simț. Să țineți cont de stăpân, să nu-l trădați, să nu-l uzurpați, să nu vă așezați în locul lui că nu câștigați nimic, pierdeți totul. Să vă păstrați doar poziția de administratori înțelepți și credincioși și să-l lăsați pe el să rămână pe locul care e a lui din eternitate. Să nu faceți cum a făcut diavolul care a vrut să fie deopotrivă cu el, stăpân ca Dumnezeu. Voi sunteți doar niște administratori. Să vă raportați ca niște administratori la tot ce vă oferă Dumnezeu în lumea aceasta. Să nu vă închinați la lucrurile pe care vi le dă, pentru că El vi le dă nu ca să vă închinați lor, Lui trebuie să vă închinați, El vi le dă ca să vă bucure, să fiți fericiți. De ce să mergi cu bicicleta? Ți-a dat mașină, dar nu te închina ei. Nu te închina la nimic din ce ți-a dat Dumnezeu. Nu te închina nici la soția ta și nici la soțul tău. Nu părăsiți adunarea și nu răriți prezența voastră la adunare doar pentru că v-ați căsătorit. Să fiți niște oameni care nu idolatrizați nimic decât pe Domnul, căruia vă închinați în duh și în adevăr, în mod conștient și personal. Atunci veți fi o familie binecuvântată. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Bineînțeles! Când? Când se raportează la Dumnezeu prin relație spirituală personală, nu prin religie, când se raportează la Satana prin împotrivire personală și conștientă, nu prin supunere, când se raportează la ei înșiși printr-o stare conștientă și disciplinată de mulțumire, nu de nemulțumire cârtitoare față de Dumnezeu, atunci când se raportează la natură prin administrare, nu prin idolatrie, și în al cincilea rând, atunci când se raportează la sexul opus prin înfrânare, nu prin poftă și obsesie. Voi v-ați căutat mult unul pe altul, numai voi știți cât de mult, dar căutarea voastră astăzi, 29 august 2010, dispare. Se înnăruiește prin împlinire, prin găsire. Adam a căutat, când s-a trezit din somn în ziua nunții, s-a sfârșit cu căutarea, s-a sfârșit cu somnul, s-a sfârșit cu singurătatea. Ai căutat pentru că ai fost singur, Corneliu. Ai găsit ce ai căutat. Ce rațiune mai are căutarea, dincolo de pofta care nu are ce să caute în inima unui om născut din nou? Dumnezeu nu binecuvintează pe oamenii care, mânați de poftă, se ridică împotriva legilor lui, ofensându-l pe el prin infidelitate față de el, față de partener și față de legământul care l-a făcut. Să vă raportați corect la sexul opus. Să vă raportați corect și cu grijă, cu băgare de seamă, cu mare înfrânare, cu mare rugăciune și cu mare atenție, pentru că numai atunci Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Bineînțeles. Când? Atunci când familia se raportează corect la Dumnezeu, prin relație spirituală, nu prin religie. Atunci când familia se raportează corect la Satana prin împotrivire, nu prin supunere, prietenie și toleranță, atunci când se raportează corect la ei înșiși, nu printr-o atitudine de stăpân, ci printr-una de administrator care administrează, nu se închină, atunci când se raportează corect la natură, atunci când se raportează corect la sexul opus, în al șaselea rând, atunci când se raportează corect la păcat. Păcatul este un mod de viață al oamenilor. Pentru că oamenii au făcut un mod de viață din absența lui Dumnezeu și din prezența patimilor lor care le dictează deciziile vieții. Ispita e începutul păcatului și păcatul este finalizarea ispitei. Oamenii au atitudini diferite de păcat. Adam și-a justificat păcatul. Sara a negat păcatul. Acan a ascuns păcatul. David a criticat păcatul altul, dar și l-a permis pentru el.
Alți oameni se laudă cu păcatul. Cum vă veți raporta voi la păcat? Păcatul e rușinea popoarelor. Păcatul îl alungă pe Dumnezeu din inima voastră și pe voi din inima lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți binecuvântați, raportați-vă la păcat prin fugă. Fugiți de păcat. Cu păcatul nu trebuie să te lupți, de păcat trebuie să fugi, cu ispita trebuie să te lupți. Dar de păcat trebuie să fugi. Dacă îți vei pune mintea să te lupți cu el, te va birui. Dar cu ispita, care e începutul păcatului, care e introducerea păcatului, care e anunțarea, publicitarea păcatului, cu aia să te lupți. Dumnezeu binecuvintează familia care se raportează corect la Dumnezeu, care se raportează corect la Satana, care se raportează corect la ea însăși, care se raportează corect la sexul opus, care se raportează corect la păcat și care se raportează corect la instituția familiei. Dumnezeu binecuvintează familia, da, Dumnezeu binecuvintează familia, dar pentru că contemporanii noștri au format familii care nu se raportează corect la Dumnezeu, care nu se raportează corect la Satana, care nu se raportează corect la ei înșiși și nici la natură și nici la sexul opus și nici la păcat și nici la instituția familiei, Dumnezeu nu îi binecuvintează. Și i-a lăsat Dumnezeu în voia minții lor blestemate ca să urmeze tot felul de pofte, ca să trăiască singuri, ca să fie sugrumați de boli, sfâșiați de necazuri, însingurați sub blestemul pe care și l-au dorit și pe care l-au căutat prin prioritățile lor greșite. Dumnezeu binecuvintează familia atunci când se raportează corect la aceste lucruri, adică la instituția familiei. Familia e cel mai greu examen al omului. Este ușor să fii politicos cu cineva cu care te întâlnești odată pe an. E relativ greu să fii politicos cu cineva cu care te întâlnești odată pe săptămână. Dar este un teribil examen să fii politicos cu cineva care stai în fiecare noapte, în fiecare zi, mănânci de fiecare dată. Ajungi să te cunoști așa de bine, ajungi și să intuiești gânduri și sentimente. Familia este cel mai mare examen pentru integritate, pentru fidelitate, pentru credincioșie, pentru iubire și pentru supunere. Corneliu, Biblia are o veste bună pentru tine. Dumnezeu îți va binecuvânta familia. Familia pe care astăzi o întemeiezi și de care Dumnezeu te face responsabil alături de aleasa inimii tale, Dumnezeu vă va binecuvânta familia. Să fiți liniștiți, să fiți bucuroși. Binecuvântarea aceasta este de la Dumnezeu pentru voi. Dumnezeu vă va binecuvânta familia chiar acum. Dar binecuvântarea aceasta trebuie să o păstrați într-o inimă care se raportează corect la Dumnezeu, corect la Satana, corect la fiecare dintre voi, corect la natură, corect la sexul opus, corect la păcat și corect la instituția familiei. Să vă respectați familia. Să țineți minte că mai sus de familia voastră este relația spirituală cu Dumnezeu, a fiecăruia dintre voi. Tu trebuie să ai o relație în care investești mai mult timp cu Dumnezeu decât cu Armina. Însă dedesubtul relației voastre de familie este relația cu biserica. Să țineți minte, relația cu familia nu-i prima relație. Nu-i prima prioritate. Prima prioritate este relația ta personală cu Dumnezeu. Atunci vei fi un soț bun și atunci Dumnezeu îți va binecuvânta soția să fie după inima ta. Atunci vei avea un soț care te va iubi, când tu îl vei iubi pe Domnul mai mult decât îl iubești pe Corneliu. Și inima ta o vei păstra credincioasă înaintea Domnului, fără să o lipești de lucrurile pe care Dumnezeu ți le dă. Nu știu ce o să vă dea Domnul. Știu ce mi-a dat mie, un copil, un anonim, un singur, unul crescut de bunici. Dumnezeul acesta merită totul. Merită prima răsuflare, merită ultima răsuflare și pe toate cele între cele două. Fiți pregătiți astăzi să vă umpleți inima cu belșugul de binecuvântare pe care l-a promis înainte să vă nașteți și pe care astăzi vi-l va da datorită bunătății lui și să-l păstrați cu credincioșie și fidelitate, raportându-vă corect la lucrurile acestea. Mai binecuvintează Dumnezeu familia? Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail
luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.